Live. Salutare, salutare și se pare că suntem live pe Facebook pentru a șasea oară în acest an. Bună seara! Salutare tuturor! Hai să mai așteptăm puțin să mai intre lumea. Suntem respirați pe vreo trei conturi, câteva grupuri și așa mai departe. Între timp am fi deschid aici și paginile să văd comentarii, like-uri, engagement și așa mai departe. În seara asta vrem să discutăm despre un subiect al momentului, de să zic așa. Tot vine, urmează Valentine's Day, Dragobete, 1 martie, zile speciale și așa mai departe. Vrem să le grupăm pe toate și să vorbim puțin despre dating etiquette. Ce e drept, atât cât ne pricepem și noi. Da, the hot topic, știi? The hot topic, da. Am avut aseară mai mult sau mai puțin același live pe Instagram, pentru că am început să facem live-uri și pe Instagram, așa că dacă preferați să ne vedeți pe Instagram, follow pe Instagram, adrianmurariu.ro și andreipop.biz. Full disclaimer, asta este singura săptămână în care atingem aceeași temă atât pe Instagram cât și pe Facebook. Exact. De săptămâna viitoare o să atingem teme diferite, adică cu alte cuvinte are rost să fiți și aici și acolo. Da, pentru că, ghișce, ne simțim noi puțin altfel când intrăm pe Facebook versus Instagram. Nu știu, cel puțin așa e pentru mine. Pentru tine, Andrei? Sincer, nu am simțit o diferență foarte mare. Da? Cred că singura mică diferență ar fi infrastructura pe care o folosim, care implică mai puțin efort într-o parte decât cealaltă, deși aseară, contrar așteptărilor, s-a dovedit a implica eforturi mai mari decât ne-ar fi plăcut. Dar, na, trecem peste, cum se zice. Trecem peste, da. Ne așteptam ca tot timpul să meargă totul perfect, dar nu e chiar așa. Ok, hai să intrăm în subiect. Eu tocmai ce am postat pe Instagram un carusel despre acest subiect și ghiși cine a venit cu primele remarci la conținutul meu. Uimește-mă! Georgiana! Aha, deci așa gândești? Da, da, da. Să vedem cu florile. Da, am avut multe ori discuția cu florile. Dar partea cu florile mi se pare așa mai light. Adică am spus pe Instagram că, bine, am făcut un mic ghid de etichetă pentru bărbați, pentru Valentine și toate celelalte zile speciale, pentru că na, Valentine's-ul e o chestie foarte de marketing, aș spune. E mult marketing aici. Ca și Moș Crăciun îmbrăcat în roșu. Here you go. Dar totuși, adică o fi marketing, dar, nu știu, parcă uneori eu nu m-aș lăsa așa purta de val de marketingul ăsta să... Adică dacă asta mă motivează să organizez o întâlnire pentru soție, iubită, bine, în cazul meu soție, dar zic oamenii, că sunt întreagă lumea că am și soție și iubită. Bine, pentru acum, dacă te urmărește și Georgiana, acum știe. Da. Da. Deci, it's a very bad way to find out. Ideea este că dacă, cum să zic, dacă există așa un fel de, nu știu, peer pressure sau există un motiv care să te facă, să te motiveze extra să faci ceva special, why not la urma urmei, știi? Adică da, nu știu, eu nu sunt de acord cu împrumutul ăsta de sărbători așa de peste tot, fără prea mult background, așa, pur și simplu de dragul de a le împrumuta. Dar, de nou, dacă, nu știu, dacă asta te face să acționezi, go for it, știi? Nu e niciun fel de problemă, la urma urmei. Pentru că, la finalul zilei, la finalul vieții, rămâi cu amintirile, cu ce ai creat. Da, viața se măsoară în momente, până la urmă. Exact. Nu o să te întrebe nimeni. Băi, tu ai crezut în Valentine's sau ai ținut de ceva de Valentine's? Lepezi de Valentine's. Da. Știi, la urmă urmei, n-are importanță. Ce faci, știi? Dacă tu în mintea ta poți să crezi că Valentine's este pe 5 aprilie, o zi random așa, aplică ce vorbim în seara asta pe 5 aprilie și gata. Ca să nu începem discuția, vai, nu Valentine's, că eu... chestii de marketing și așa mai departe.
Ok, referitor la dating etichet. Noi avem o, așa, spunem oamenilor să facă un mic joc de imaginație atunci când vine vorba de dating etichet și se pare cel mai ușor lucru de înțeles ce ar trebui să faci tu ca bărbat atunci când îți inviți partenera la o întâlnire, la un date, da? Și anume să-ți pui pălăria de șef al protocolului pentru administrația prezidențială, da? Și să organizezi vizita unui VIP șef de stat care ar fi partenera ta. Adică să te gândești ca un șef al protocolului și să te gândești la toate aspectele. Pentru că atunci când se organizează, ca să facem așa o mare paralelă cu protocolul, atunci când se organizează astfel de evenimente, cum ar fi vizita unui șef de stat în țara ta, toate detaliile sunt puse la punct cu mult timp înainte și gândite totul. E gândit traseul, e gândit ce mănâncă omul respectiv și oamenii care însoțesc, unde mănâncă, cu ce se distrează, ce program cultural au, ca să zic așa. Adică nu vin doar pentru un moment specific și gata. Să mai întâmplă și altceva pe lângă acea vizită, care de obicei nu e neapărat dată publicului. Dar sunt foarte multe aspecte, știi, și dacă ți-ai pune pălăria asta de șef al protocolului, ar avea totul mai mult sens cum să organizezi totul. Inclusiv, în esență este despre cum să fii o gazdă bună. Da. Adică tu ca bărbat poți să și îți arăți calitățile de lider în sensul ăsta dacă organizezi o astfel de întâlnire corespunzător. Și acum dacă îți pui pălăria de șef al protocolului și organizezi o întâlnire de genul ăsta, te gândești și inclusiv la siguranța partenerii tale. Știi? Să zicem că nu locuiți împreună, să-ți mai la începutul relației, te gândești inclusiv la transportul ei, știi? Adică mergi să o iei de acasă, mergeți undeva la o întâlnire și inclusiv te asiguri ca ea să ajungă acasă în siguranță. Că tot e în treaba ta. Ce mai avea tu de adăugat? Bine, hai să luăm cu începutul. În primul rând e partea de planificare, unde un aspect care mie mi se pare foarte util este, ideal ar fi să mergi cu partenera într-o locație în care tu ești familiar. Și mai mult, ideal ar fi ca tu să ai o relație măcar semi-formală cu stafful de la acea locație, din două motive. Unul, fiind mai de-al casei, vei crea un mult mai mare confort și pe lângă asta te vei poziționa și mult mai bine din punct de vedere social. Adică vei denota practic că ești un pic superior din punct de vedere social prin faptul că ești capabil să formezi genul ăsta de relații în jurul tău. Și mai mult, având o relație mai prietenoasă, să zicem, cu staff-ul anumitor locații, vei putea negocia, de exemplu, plata notei de plată poate a doua zi și astfel nota de plată să nu ajungă la masă în timpul întâlnirii. Acest aspect se aplică nu doar în cazul întâlnirilor amoroase, se aplică și în cazul unei întâlniri de business în care într-adevăr vrei ca discuția să nu fie distrasă de nota de plată. Pentru că mai ales dacă tu inviți, tu plătești. Și atunci acest aspect se aplică nu doar în întâlnirile amoroase, ci și în întâlnirile de business și aceeași doctrină se aplică în ambele părți. Iar această abordare ajută foarte mult și se aplică de foarte multe ori doar în cazurile în care nu ești chiar străin în locația în care mergi. Da, și adică asta e o modalitate foarte bună de a evita discuția cine plătește. Adică, hai să o luăm altfel. În general, nu doar la dating, cine invită plătește. Acum, ca să fim, știi, politically correct și așa mai departe, dacă nu știu, ea se simte ofensată faptul că tu plătești, adică, da, deci depinde de caz, n-ar trebui să fie o ceartă acolo, nu, că așa fac eu plătesc și ea să spună, nu, că eu nu vreau, eu vreau egalitate și nu știu ce. Ok, poți să eviți toată această discuție și tot acest moment un pic mai awkward dacă reușești cumva să faci plata a doua zi sau știu, altfel. Mai există, sigur, alte modalități. Pur și simplu te scuzi de la masă, pentru că dacă mergi la un restaurant, nu trebuie să spui toată lumea că mergi la toaletă, e așa? Te scuzi pur și simplu și hai să fim serioși, că durează să lași cardul la bar și să se facă plata.
Eu am făcut așa și nu durează mult. Pur și simplu spui vreau să pătesc, lași cardul, știu, ai nevoie să mergi la toaletă, mergi, sau ai nevoie să iei paltoanele sau hainele, mergi, și când te-ai întors, toate ai făcute deja. Da. Short and sweet. Da, exact. Deci asta ar fi un aspect din punct de vedere logistic, asta ar fi un punct foarte util. Iarăși un alt aspect care ajută la o întâlnire, mai ales dacă vrei să fie ceva mai special, să te îmbraci pentru ocazie. Uh-huh. Ok, poate că în stilul tău personal ești mai street sau ai o altă abordare. Sigur, ai și tu în garderobă anumite articole pe care tu le consideri un pic mai elevate comparativ cu stilul casual, da? Cu codul casual. Și atunci ajută dacă vrei să... să zicem, dacă îți propui ca și prin vestimentație să comunici că onorezi cadrul mai mult decât o ieșire într-un parc casual. Uh-huh. Adică dă importanță ridici, momentului. Da, exact. Să dai importanță momentului prin hainele pe care le porți. Este, și asta este un aspect prin care poți să comunici lucrul acesta. Evident, atenție la cum îți întreții părul, barbă și alte aspecte de igienă individuală. Asta cred că e de la sine înțeles că nu-și propune nimeni să meargă la un date, mai ales acum în acest context, și să nu mirosim a primăvară, cum zicea cineva. Așa. Și deci asta ar fi pe partea de, să zicem, logistică și grooming și așa. Și pregătire. Da, pregătire efectiv. Hai să vedem așa, pe timpul întâlnirii. Pe timpul întâlnirii ar fi cel mai de bază aspect, ne legăm de telefon. Și aici, când și scăpase, era să-mi scape. Telefonul se așează pe masă între furculițe și cuțit. Asta e regula mai nou. Da, ajungi la masă, știi? Bunele maniere la restaurant. Ajungi la masă cu iubita ta, vă așezați. Da, vă dezbrăcați, vă așezați, vă puneți șervetul în poală și apoi telefonul între furculiță, da, și platou și să stea bine acolo. Nu, 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 nu faceți așa. În schimb, ce puteți face, mie îmi place să fac acest mic truc, să zic așa, îl închid de față cu persoana care sunt la masă. Așa de statement? Da, e... Again, nu se aplică doar la dating, dar dacă îi spun, ok, momentul acesta este foarte important pentru amândoi sau pentru toți care suntem la masă, dar să revenim la dating etichet, să nu fiu interpretat greșit. Da, așa. Toți care suntem la masă, apropo de soția și iubită, nu, Adrian? Da, așa. telefonul am să-l închid, nu vreau să mă deranjez de nimeni, oricum toată lumea știe că sunt ocupat în această seară, că am spus că sunt indisponibil. Și pur și simplu închid. E acel detaliu care face diferența, știi? Cum vorbeam așa seară. La urma urmei, oamenii țin minte cum i-ai făcut să se simtă, iar acest tip de detaliu contribuie, știi, la sentimentul pe ansamblu a unei întâlniri. Iarăși un aspect pe care l-am atins și aseară și țin să-l punctez și aici, este legat de managementul timpului tău, mai ales în contextul în care ești om de business, uh-huh, și mai ai diversi clienți care de regulă te sună la niște ore în afara programului clasic. Da? Adică nu trebuie să arăți că ești foarte important. Da. De regulă ce îți propun să faci este, dacă știi că ai anumiți clienți care au obiceiul să te sună la ore mai neobișnuite pentru, să zicem așa, ceea ce înseamnă în mod clasic business hours, da? Uh-huh. Ideal ar fi, și mai ales dacă nu sunt foarte mulți, știi că îi poți gestiona, și având în vedere și faptul că 14 februarie știm și noi când pică în calendar, adică nu e ceva neașteptat că vine 14 februarie, poți vorbi cu aceste persoane să-i anunți din timp, dacă știi că ai și alte proiecte sau de la ei de regulă poate vin proiecte mai spontan și așa mai departe, să știe din timp că există o anumită perioadă, un anumit interval în care tu nu ești disponibil și dacă vreau să lucreze cu tine, să lucreze înainte sau după acel interval. Da. Și atunci, să zicem așa, ai acoperit problematica managementului așteptărilor în relațiile de business. Pentru că atunci oamenii știu că doar dacă, știu eu, arde pisica, cum se zice,
Atunci, da, te sună dacă chiar se întâmplă ceva foarte, 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 dar în cele 99,9% din cazuri nu e nimic atât de urgent încât să nu poate să aștepte să fie rezolvat a doua zi dimineață. Da, și oamenii de business înțeleg. Da. Adică e un plus și pe partea cealaltă. Știi, uite, mi-a spus că sunt, că e indisponibil, mi-a comunicat, adică ține la mine ca, ca și client și mi-a comunicat asta ca să nu existe, știu, poate vreo fricțiune sau ceva. Da. Adică, again, contează. Da, eu personal țin foarte mult la chestiunea asta de planificare în avans. Și atunci, cumva, asta e și cultura pe care încerc să o creez în cam toate proiectele, știi? Mhm. Și am văzut că, cel puțin în cazul meu, ajută. Adică am clienți cu care am discutat din ianuarie pentru a doua jumătate a lui februarie, când o să lucrăm anumite proiecte sau am stabilit de atunci deja intervalele pentru februarie, martie și așa mai departe, tocmai ca să știe și ei când vom lucra împreună, deci au și ei liniștea aceea. Da. Și știu și eu când nu mă aștept să fiu deranjat. Și atunci e ok. Și dacă apare ceva incidental, din nou, se poate rezolva, dar, cum ziceam, sunt foarte puține situațiile în care o problemă de business necesită rezolvare fix în timpul date-ului. Și atunci este bine să gestionăm acest aspect. Da. Hai să vedem ce ar mai fi pe timpul date-ului, dar hai să ne gândim și la el, dar și la ea. Aș spune că un alt aspect important este comunicarea. Adică nu trebuie să fie un interviu, dacă cei doi se cunosc mai puțin. Poate fi, cred că chiar foarte frustrant să fie pur și simplu un interviu și o persoană să se simtă intervievată. Nu trebuie să fie aceste momente de la ciudate în care este o tăcere așa, o tăcere și parcă nu mai ai muniție să mai alimentezi conversația. Dar asta atunci muți farfuria și spui capul pe masă, tragi o țipeală 10 minute, după care reveniți la conversație. Da. Asta ține foarte mult de flerul fiecăruia de a întreține o conversație. Pentru că există anumite trucuri pe care poți să le faci ca să întreții o conversație. Și în timp, dacă practici, devii un bun conversaționalist. Și știi cum să deschizi o conversație și cum să... Mie îmi place să spun așa că e ca un drum, o conversație. Mergi puțin înainte, după care faci stânga, mergi iarăși înainte, faci dreapta și așa mai departe și tu poți să controlezi acest drum. Asta prin ceea ce faci, adică prin ceea ce îndeosebi întrebi. Așa că armează-te puțin cu niște subiecte de discuție potrivite momentului. Pentru că nu e un moment în care să discuți subiecte aprinse, nu știu, să te gândești la... să te cerți cu partenera că a lăsat farfuriile nespălate sau știu eu ce alte chestii. Adică trebuie să te gândești la momentul per ansamblu și să-l faci astfel încât să fie plăcut pentru amândoi. Și dacă ai mereu asta în minte, dacă amândoi au asta mereu în minte, n-are cum să iasă prost. Da, uite, alt aspect apropo de a organiza o întâlnire mai drăguță este... cumva întâlnirea în sine să aibă, să zicem așa, cumva două mini-activități sau mini-evenimente în cadrul întâlnirii. Adică, ok, va fi probabil cina, care zicem e o parte mai statică, dar să existe și o parte dinamică. Și atunci trebuie să te gândești ce poți să faci în partea respectivă. Poți să mergi undeva la un dans, poate fi orice altfel de activitate care să fie un pic mai dinamică. Astfel încât asta e o variantă. Dar ideea este cumva... să treci printr-un spectru de stări, să nu fie doar o stare. Că de regulă când stai la cină, ok, din arta ta ca și conversaționalist poate poți gestiona discuția astfel încât să treci persoana pentru un spectru mai variat de emoții. Da. Dar că să zicem, nu ești neapărat cel mai versat în ale artei conversației, atunci poți să compensezi lucrul ăsta cu a organiza anumite activități care știi că vor genera stări diferite sau poate schimbi locația și schimbi, să zicem că mergi întâi într-o cofetărie care are un vibe mai jovial, după care poate mergi într-o locație care are un vibe mai intim. Și atunci deja ai schimbat și ai trecut prin mai multe stări în cadrul serii respective și deja ai schimbat puțin lucrurile și nu e totul pe aceeași notă.
Asta de ce contează? Pentru că și emoțiile, dacă trăim foarte... E ca și cum ai mâncat foarte mult dintr-un tort. Chiar dacă îți place foarte mult tortul acela, dacă mănânci prea mult din același tort, la un moment dat se face rău, oricât de mult ți-ar plăcea. Și atunci ajută să mai schimbi, să mai alternezi. Pentru că, regă, și experiența în sine va fi mai bogată, da? Din punct de vedere emoțional, și nici nu vei risca să ajungi în ceea ce s-ar numi o saturație, dacă vrei. Și atunci e un pic mai e mai plăcută per total întâlnirea. Cum ziceam, asta poate fi făcută și strict prin carisma ta, da? Adică poți efectiv să fii tu un conversaționalist extrem, extrem de bun și să știi exact cum să te joci cu conversația ca să generezi diferite tipuri de emoții. Sau poți să faci asta și prin experiențe, mai ales dacă ești o persoană mai kinetică, mai animată și știi că acolo de fapt e punctul tău forte, punctează pe lucrurile astea. Mm-hmm. Și aici poți să fii creativ, poți să fii autentic, știi? Și poți să, bineînțeles, să ții de cont de nevoie celuilalt. Și ce am observat, am stat, nu știu, 7-8 ani în București și numai acum, la final, am observat că foarte multă lume se aduna pe DN1, cum vii de la aeroport spre București, este un loc unde poți să intri puțin cu mașina pe dreapta. Așa. Și să stai efectiv sub avioanele care aterizează pe pistă. Și acum, în timp ce povesteai, mă gândeam, știi, adică poți să faci un restaurant, poți să faci, nu știu, un joc de societate, habar n-am, cinema și ce mai fi deschis în momentul când organizezi. Dar și eu un astfel de lucru, știi, să mergi la avioane, cum aterizează noaptea, poate fi o chestie interesantă. Nu știu, da, de asta spuneam și alternat într-o experiență mai jovială, cum ar fi, sau mai deschisă, să zicem, mai publică, cum ar fi, mergem la o cină și după aia cu ceva mai intim. Știi? Da. Și atunci deja schimbi un pic lucrurile și treci dintr-un stil în altul. Și, adică e mult mai, fiind mai diversificat, e mai puțin plictisitor, per total. Da. Cam asta e ideea, că dacă stăm să ne gândim, ok, cina ca cina, să zicem că mergi la o cină, e ceva ce e cumva mai mult sau mai puțin o experiență standard. Și atunci vine întrebarea, cum facem să facem lucrurile mai picante. Și atunci aici ar veni câteva... Uite, și mă gândesc la cina pregătită acasă. Asta mi se pare un lucru foarte interesant de făcut cu persoana iubită. Sau să gătești pentru mai ales în contextul actual. Mai ales în contextul actual, da. Și acolo probabil ai mai multă libertate, poți să organizezi altfel, poți să planifici altfel, ai mai multe lucruri în controlul tău. Bine, ai și limitări, dar cred că per ansamblu poți să organizezi ceva mai frumos. Mai ales cum zicea, acele multe citate foarte des întâlnite prin social media, effort is sexy, știi? Da. Efortul da. E sexy. Da. Adică să pregătești ceva care poate nu știi, e la prima încercare sau, nu știu, e la a treia încercare, dar primele două au fost tocmai ca să pregătești pentru respectiva seară, e ceva sexy, exact cum ai spus. Da, practic da, cum zicești, se folosească imaginația și cum se și improvizeze, dar da, asta ar fi câteva aspecte. Acum legat de... aspecte de bază legat de a fi gazdă de calitate, evident trebuie să punctăm și lucrurile pe care le zice cartea așa de regulă, și anume fii punctual, fii prevăzător, verifică. La ce mă refer aici, uite, de exemplu, când am avut eu o parteneră la un bar internațional, eram încă în state la vremea respectivă, am vorbit despre asta și pe Instagram aseară. Ea nu mai fusese în New York niciodată. Și culmea era din statul New York, dar nu fusese efectiv în metropolă. Și da, se pare că există așa ceva. Și evident, am organizat în seara dinaintea balului o întâlnire cu ea în oraș ca să o ajut să trăiască și ea experiența orașului. Știi? Pentru că ea nu mai fusese. Și atunci hai să vedem cum e in the Big Apple, știi? Da. Și m-am dus frumos eu primul la hotel, am făcut check-in, am văzut camerele, am văzut tot, m-am asigurat că e tot în regulă, după care am luat-o de la gara, că venise cu trenul, da, există trenuri în SUA, contra rășetărilor, nu doar mașini. Așa,
Deci am luat-o de la gara, am mers la hotel, după care am mers la un restaurant românesc. Apropo, pentru cei care ajungeți prin SUA, mai ales în New York, în speță, sunt restaurante românești în Queens și tot în Queens este o comunitate destul de mare de români. Deci, acolo, dacă vreți să beți un Ursus, acolo mergeți. Așa. Și am mers, evident, și la un muzeu despre care vorbeam mai de mult cu ea, că ar fi fain să mergem. The Metropolitan Museum of Art. Da? Și, evident, pentru că am vrut să fie lucrurile un pic mai interesante, am căutat o cameră de hotel care să fie aproape de muzeu, dar să fie pe partea cealaltă a parcului. Și atunci, ca să ajungem la muzeu, am mers prin parc. Știi? Uh-huh. Și atunci, cumva, am combinat mai multe experiențe într-un singur traseu. Dar uite, deja mi-a mai venit o idee să spun și cred că am pus-o în caruselul de pe Instagram, este să ții cont de nevoile partenerului. Da. Adică tu ai ținut cont de nevoia și pentru că vă cunoșteați, știai puțin despre ce gusturi are, da. ai putut să organizezi ceva interesant pentru amândoi. Da, da, da. Și un lucru iarăși important este, mai ales, de exemplu, cum a fost în cazul meu, pentru că ea, de exemplu, venise într-o localitate în care nu mai pusese în viața ei. Și ea era și genul ca și formare mai timidă, mult mai timidă, adică foarte, na, introvertit din acela desăvârșit. Uh-huh. Și, de exemplu, în cazul ei, ce a ajutat și a generat foarte mult confort, și asta mai ales pentru cei care vă propuneți să vă vedeți cu cineva cu care vă vedeți de la distanță și urmează să vă vedeți într-o locație care poate ea nu e foarte familiară, să ai informații de la tine. Adică dacă tu știi exact itinerar, program, când vine, ci când ajungi, pe unde mergeți, ce faceți, toate informațiile alea tipice de ofițer de protocol, uh-huh. Având acele informații și putând să le faceți disponibile, generați foarte mult confort. Pentru că, practic, demonstrezi că ai temele făcute și prin asta se creează extrem, extrem de mult confort când tu știi că orice întrebare vine din partea ei și orice îți ridică la fileu, există un plan pentru partea aia. Da, sper că cei care ne-au ascultat până acum au găsit ceva informații valoroase în acest live. Oricum, liber la discuții, vă așteptăm în comentarii. Dacă aveți întrebări sau adăugiri sau să ne spuneți că suntem cu totul pe lângă subiect, nu contează, dați-ne un comentariu acolo. Și cred că închidem în seara asta pentru că am zis că ținem aceste live-uri destul de scurte. Nu vrem să depășim 30 de minute, suntem aproape de 30 de minute. Dacă mai aveți întrebări, le așteptăm în comentarii. Dacă nu, ne vedem săptămâna viitoare la următorul live și așteptăm sugestii pentru următorul live. Noi avem deja o listă de vreo 15-20 de subiecte, dar aș vrea să auzim și de la voi ce ați vrea să vorbim pe aceste live-uri. Etichetă în afaceri, etichetă în mediul social, etichetă în dating, netichet, protocol în afaceri, protocol instituțional public, cum se raportează toate aceste domenii la brand personal și brand organizațional, orice în zona asta, ziceți. În comentarii. Există o mare cerere, adică în oamenii în care discutăm direct, există o mare cerere pentru business diplomacy. Da, și multiculturalism și lucruri de genul. Da. Și avem și noi un mare interes să dezvoltăm această parte, dar mai multe veți afla în curând. Ok, pentru seara asta atât am avut să vă spunem. Sper că v-a plăcut. Dați-i un like, un share și ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Seara frumoasă tuturor, distracție plăcută în acest weekend și să auzim de bine, domnilor. Seară bună!